Vă, nu vi se pare că noi la emisiunea asta suntem ca niște frați? Suntem așa trei frați. Lili este sora mai mare. Ea a venit prima. Da, eu am venit prima. Și eu cu Bogdan gemeni. Ea a venit prima unde? Și pe lume, mă. A venit a doua, tehnic vorbind. Cum adică? A venit prima pe lume. A, pe lume. Pe lumea asta. Și noi suntem gemeni. Da. Și acum, cum te comporți cu copilul mare când apar copiii mai mici? Asta e întrebarea. Deci asta e o temă, ni s-a alăturat taticul Dan Cruceru. Bine ai venit, Dan. Salutare, dragilor. Tema asta o să vă placă foarte tare. Da, foarte, pentru că fiți atenți, astăzi aflăm cum trebuie să ne comportăm noi, părinții, cu copilul cel mare, atunci când apare în peisaj fratele mai mic. Sau sora mai mică. Da. Exact, sau sora cum mai mică. A fost în copilăria voastră? Eu frate mare. Ok. Deci eu am un frățior mai mic care a venit la 2 ani jumate după ce m-am născut eu. Și cum a fost? A fost o doamnă la, vreau să vă zic că a fost o doamnă la maternitate care mi-a zis că avea o fetiță și mi-a zis să-ți dau fetița mea pentru frățiorul tău. Și m-am gândit o secundă. O secundă, că nu știam. Dar apoi am ajuns să ne certăm foarte mult, vreo 15 ani ne-am certat, după care am început o relație extrem de frumoasă, matură. Odată ce nu v-ați mai văzut. Da, da, hai să vedem asta și din punctul de vedere al părinților, pentru că e foarte important să nu neglijezi, știi, primul născut. Este cel mai important lucru atunci când apare un copil, al doilea, să ai în mod deosebit grijă de primul, exact, de cel mai mare, da? Noi ne confruntăm acasă fix cu situația asta. Am pe Sofia de 12 ani și pe Dan Cristian de 5 ani. Între ei este o competiție. Măi, oameni buni, ce v-a de vis? Dar să știți că este absolut normal să se întâmple asta. De altfel, specialiștii spun că în peste 70% dintre familii există competiție între frați. Important este cum părintele reușește să canalizeze competiția asta spre lucruri faine, spre o relație după aia între frați, așa, legată, da? Pentru că acești copii ai noștri se luptă, de fapt, pentru atenția și dragostea părinților. Și cum facem să ținem în mod deosebit fratele mai mare, să-l ținem apropiat? Pentru că de multe ori ne ducem cu gândul că vine boțul ăla mic, da? Și uităm de cel mare. Pentru că suntem compleșiți de foarte, foarte multe lucruri pe care le avem de făcut. Ei bine, trebuie să ținem cont tot timpul că cel mare are nevoie de foarte multă atenție, poate mai multă decât de obicei. Ce facem? Atenție! Când apare un al doilea copil, începem cu pregătirile din timp. Da? Nașterea fratelui trebuie să nu fie un subiect inedit, ci trebuie să discutăm cu cel copilul mai mare. Așa, să explicăm din start că bebelușul nu este partenerul lui de joacă. Da? Cei mai mulți dintre frații mai mari se gândesc: a, vine un frățior, mama, am partener de joacă, să vezi ce trântă, ce am fotbal jucărie. Facem, ce am o jucărie dintre asta. Nu, lucrurile astea trebuie evidențiate clar și putem folosi fotografii cu fratele mai mare de pe vremea când era el bebeluș, să arătăm, uite, și tu erai atât de mic, firav și ai grijă, nu folosim copilul mic pe post de jucărie și în același timp putem să punem copilul mai mare cu capul pe burtică sau de bătăile inimii. Asta este o chestie foarte drăguță de apropiere. 2. Încercați să nu faceți schimbări bruște după naștere. Știu, este extrem de greu, dar odată ce apare cel mic, suntem tentați să ne ducem cu atenție aici. Iar cel mare este privat de o grămadă de lucruri. Îi schimb programul, cumva. Nu, îi schimb programul, de exemplu. Nu-i mai citești povestea de seară și era momentul lui cu mami sau cu tati. Da? Mm. Aha. Da. Ce simte copilul mare? Simte că a apărut ăsta micul care i-a luat tot. Da? Și atenție că nu ajunge decât să aibă sentimente negative față de fratele lui mai mic. Și nu ne dorim asta. Deci încercăm cumva, și v-am mai povestit, aducem ajutoare care să aibă grijă de bebe, care bebele n-are nevoie decât de chestii de bază, da? Hrană, căldură, să fie, da? Să fie schimbat, pe când cel mare are nevoi emoționale, care sunt mult mai complicate, da? Și pe care nu le pot strânge decât părinții, nu le pot îndeplini decât părinții. Deci încercați să faceți mutarea asta de la 1 la 2 copii cât mai blândă pentru cel mare. 3. Primul copil, și vă spun cu mâna pe inimă, primul copil nu este bona fratelui mai mic.
nu este bona fratelui mai mic, sub nicio formă. Nu îi dăm atribuții copilului mai mare, chiar dacă are 10-12 ani, pentru îngrijirea fratelui mai mic, sub nicio formă. Dacă însă el vrea să se implice, este minunat să-l lăsăm, să încerce. Să ia biberonul, să îl dea. Să aducă un scute. Dar chestiile astea nu sunt obligatorii. E foarte important, da? Îi oferim spațiu personal copilului mai mare. Este important ca el să își regăsească gândurile în haosul creat de bebeluș. Are nevoie să stea doar el cu temele lui, el cu obiceiurile lui, cu lucrurile care îi plac, să asculte muzică dacă este mai mare, da? Și să-l lăsăm în pace. Nu avem spațiu pentru chestia asta, să-i oferim propria cameră, măcar îl lăsăm să intre în dormitorul părinților pentru 2-3 ore, în care să stea el cu el. E foarte importantă chestia asta. Perspectiva asta. Da? Nu-i atribuim responsabilități de adult. Foarte interesant. Când îi spunem copilului mai mare, cedează, lasă-l pe ăsta micu să facă nu știu ce, că tu ești mai mare, noi dintr-o dată mutăm copilul în zona adulților. Îi spunem copilului că el este responsabil de niște lucruri pe care de multe ori nici noi nu suntem responsabili. Nici nouă ca adulți nu ne este ușor să lăsăm de la noi. Și îi cerem asta unui copil. Și uităm de fapt că indiferent că are 10 ani diferență între fratele lui și el, tot copil rămâne. Deci atenție mare și pe subiectul ăsta. De câte ori nu ni s-a spus asta, lasă de la tine că ești mai mare, eu tot auzim. Da. Tot timpul, tot timpul. Și nu creează decât frustrări în mintea celui mare. Lucrurile celui mare sunt doar ale lui. De câte ori nu vi s-a luat jucăria, dă-i-o lui amic. Sau tableta, sau mai târziu hainele, sau poșeta, sau nu știu ce. Nu suporți chestiile astea, sub nicio formă. Sau prietenii. Știu, dar că la un moment dat, la mare, trebuie să-l ia afară pe la mic. Te zăpartă până și prietenii lui. Da. Mă, dar cum cultive altfel empatia și altruismul? Bună întrebare. Păi, asta mare, că tu asta te simți. Le cultivi prin discuții și dacă cel mare acceptă, dacă el își dorește să-i dea celui mic, dacă înțelege chestia asta, o facem. Și încurajăm și lăudăm momentul în care fratele mai mare este altruist. Okay. Da? Scoatem în evidență chestia asta, dar nu forțăm. Niciodată nu forțăm, nu-i luăm celui mare lucrurile și le dăm celui mic. Și nu în ultimul rând, fratele mai mare rămâne important. Este, da? Cum facem asta? Căutăm, odată ce ne revenim după nașterea aia, să ne întoarcem la lucruri pe care le facem doar cu copilul mai mare. Să mergem la un film cu el, timpul dedicat lui, timpul pentru el. Avem micile noastre glumițe, doar între noi, nu și cu cel mic. Avem lucrurile pe care le facem. Hai să facem o prăjitură împreună, lăsăm bebelușul acolo și petrecem timp cu cel mare. El rămâne important. Mai mult după aia, dacă el este validat așa, va veni singur către bebeluș și va căuta să-l învețe lucrurile. Uite ce m-a învățat pe mine mami, uite ce m-a învățat pe mine tati, hai să-ți arăt și ție, hai să dăm o pasă, hai să te învăț cum să dai cu piciorul minge și lucruri de genul ăsta. Și fii corect este la fel o chestie extrem de important. Când apare o gâlceavă între ei, ai grijă să analizezi ambele părți. De cele mai multe ori îl pedepsim pe copilul mai mare. Da? Pentru că tu ești mai mare și tu ai minte și tu ai învățat. Încă o dată vă spun, este doar copil. Băi, ne confruntăm și noi cu chestia asta acasă, da? Este doar copil și s-ar putea să fie rănit și s-ar putea ca nu el să fi provocat cearta, scandalul, ci cel mic. Are. Și atunci este bine să analizezi foarte atent. Obiectiv. Da? Vă mai spun doar așa. Un copil, spun specialiștii, are nevoie de minimum 4 îmbrățișări pe zi și pentru o sănătate mentală are nevoie de 8 îmbrățișări pe zi. Cel puțin 8. Deci, nu uitați de copilul mare pentru că are nevoie de 8 îmbrățișări. Și chiar dacă aveți mai mulți copii, trebuie să le dați cel puțin 8 îmbrățișări pe zi. Mai am 7 mulțumim, pe zi. Mulțumim, Dan. Vă pup, mulțumesc și eu. Mulțumim, Dan. Ne vedem marți viitoare. De ce nu? Sau care păi ai venit tu, el a venit să mă ia în brațe.